Doamnelor și domnilor, bună ziua! M-a impresionat foarte mult un comentariu la una din postările mele, care doamna scrie așa: același lucru vor și globaliștii, aceleași lechele, lechea înseamnă, dacă știți, vă spun eu, înseamnă curvă, aceleași lechele care s-au cuibărit în Uniunea Europeană. De ce încep cu acest comentariu? Fiindcă l-am văzut pe Iuri Roșca, care și el se adresează către Occident sau se adresează către, eu știu, către cine, ca globaliști, care, nu știu cum să zic, care vor ca să pună stăpânire pe tot globul pământesc, așa îmi fac impresia. Știți ce? Este un proverb. Lupul blana își schimbă, iar năravul ba. Eu cred că Iurie Roșca a avut același nărav care l-a avut, îl are și acum, și care l-a avut și în anii 90, când scotea poporul în stradă, când susținătorii Partidului Popular Creștin Democrat din Moldova, căruia el era președinte, atât de mult a avut încredere în el și ba chiar dormeau și în stradă, în corturi, căci Iurie Roșca, de fiecare dată când făcea un protest, atât de tare el vroia ca să aibă loc unirea, și așa un patriot înflăcărat el era, și de fiecare dată spunea: iată, uitați-vă, noi am adoptat legea limbii române, noi am adoptat legea drapelului, tricolorului, noi, și se bătea cu pumnul în piept. Dar Roșca, după un timp, oarecare și-a schimbat blana. Și-a schimbat blana, dar eu zic eu că nu s-a schimbat naravul. Nici atunci când scotea porul în stradă și nici după. De ce nu și-a schimbat naravul? Fiindcă lupul, după ce se satură, se duce în pădure, dar oricum el se uită spre stână, spre stână cu oi. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă Iurie Roșca, el cât de mare patriot n-a fost, oricum el se uita spre Federația Rasistă. Cred că rasiștii îi erau mai simpatici decât cei din Occident. Și aș vrea să vă spun încă un lucru, căci așa cum vorbesc ei de globaliști, de Occident, că e critică, oricum, poporul se duce, face studii în Occident, se duce, lucrează în Occident, au salarii bune în Occident, sau poate Roșca el a încurcat un pic. Poate Roșca a uitat că există limba română și a vrut poate ca să spună că e limba moldovenească sau de istoria Moldovei și nu e istoria românilor. Cine știe? Nu știu. Un singur lucru știu, că
Astăzi, Iure Roșca e un patriot, e un foarte mare patriot înflăcărat al Federației Rasiste. Deci, el susține Federația Rasistă până în măduva oaselor. Și chiar susține, el consideră că procedează corect Federația Rasistă pentru denazificarea și mai știu eu acolo pentru ce mai luptă rușii, pentru ce ei își mai dau viața în Ucraina. Dar nu trebuie să uitați că și Dodon, când a venit la conducere, el a spus că el o să interzică naționalismul în Republica Moldova. Și iată că aici vreau să-i amintesc lui Dodon că în primul rând el trebuie să-l aibă în vedere pe cine credeți? Corect. Pe Iurie Roșca. Acest personaj care el a fost atât de înflăcărat și acum își arată, dar nu acum, de când s-a lipit cu comuniștii și a arătat fața lui adevărată și blana lui. Aș mai vrea să mai spun încă o idee. De unde se ia și cum se ia și de unde provine toată această propagandă, dar vreau să spun că, înainte de aceasta, vreau să spun că să-l întreb pe Iurie Roșca că dacă va veni rusul pe teritoriul Republicii Moldova și va încerca să denazificeze țara, Roșca, tu ești pe primul plan, fiindcă tu ai fost un mare patriot, un mare naționalist, tu n-ai să poți să demonstrezi că tu nu ai făcut, că tu nu ai fost. Tu va trebui ca să spui cu adevărat cine tu ai fost. Și în cele din urmă aș vrea să închei cu aceea că Maia Sandu i-a reproșat propunerea lui Putin pentru ca țara, ca Republica Moldova să aibă gaz mai ieftin din Federația Rasistă. Și ea a spus clar că eu nu vreau să vând țara pentru jumătate de an de gaz mai ieftin pentru populație. Și iată că aici iese la iveală altceva. Dacă vă aduceți aminte de clipul video unde Igor Dodon vorbește că să facă federalizarea așa cum spune Kozak, înseamnă că Igor Dodon a știut că acea parte a Transnistriei se pregătește pentru a fi dată Federației Rasiste, se pregătește pentru a fi vândută. Interesant, Dodon, pentru care sumă de bani tu ai fost gata ca să-ți vinzi pământul și să-ți vinzi și poporul? Ce a făcut Maia Sandu ne demonstrează că
într-adevăr este un patriotism, într-adevăr ține la țara sa, la poporul său și e gata ca să facă orice numai ca să se păstreze acel teritoriu care este actual al Republicii Moldova. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, o zi bună să aveți! Sănătate!